Bună dimineața, dragă biserică, și bună dimineața, dragii noștri ascultători de pretutindeni! Dragi ascultători, prin îndurarea Domnului am putut vedea zorii acestei zile. Aceasta este ziua pe care a pregătit-o Domnul pentru noi, pentru mine și pentru tine. Haideți să o trăim cu folos și să ne bucurăm de acest cadou primit de la Tatăl nostru. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi în această călătorie. Vă mulțumim pentru mesajele de încurajare și pentru suportul în rugăciune. Această lucrare înaintează și datorită dumneavoastră și spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Astăzi ne stau înainte două case, la fel și totuși diferite. Suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 24 la 29, și în Evanghelia după Luca, capitolul 6, între versetele 47 și 49. Da, v-ați dat seama, o să ne uităm astăzi la această pildă a Domnului Iisus, unde exemplifică prin două case pe cei care ascultă de El și pe cei care nu ascultă de El. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, spune Domnul Iisus, și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și uvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și uvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Când mă refer la ascultare, mă refer la a acționa, nu doar la o ascultare pasivă, ca și când ascult știrile. Accentul în această pildă cade pe a face sau a nu face. Nu este de ajuns să asculți, nu este suficient să știi, să cunoști informația, ci partea cea mai importantă este să pui în aplicare ceea ce ai auzit, ceea ce știi. Dacă ar fi fost să privim la cele două case din exterior, probabil că ar fi arătat la fel. Ambele aveau ferestre, uși, acoperiș, ziduri și așa mai departe. Dacă le-ai fi pus una lângă alta, probabil că nu ai fi descoperit nicio diferență între ele. Știți, noi oamenii ne uităm la ce se vede, la ce izbește privirea, dar Domnul se uită în interior, la inimă. El are acces acolo unde noi nu avem acces. Te uiți la două persoane care vin la biserică, amândouă îmbrăcate corespunzător și bine aranjate, amândouă cu Biblia în mână, amândouă cu mâinile ridicate la închinare, amândouă poate plâng la rugăciune. Și totuși, diferența o va face fundația, fundație care la exterior nu se vede. Când vine vorba de construcții, sunt inspectori special pregătiți ca să vină și să verifice construcția. Ei nu o să vină să-ți laude, nu știu, jaluzelele sau ce tâmplărie frumoasă ți-ai pus, ci ei vin să vadă dacă ai construit potrivit cu planul și cu specificațiile tehnice. De asemenea, ei vin să ia probă din temelie. Tu îi poți spune că ai folosit beton de cea mai bună calitate, fier și așa mai departe, dar important este nu ceea ce spui tu, ci ce spune el. Dumnezeu este inspectorul, între ghilimele, care dă verdictul asupra construcțiilor noastre. Dă-mi voie să te întreb, care este temelia ta? Uite ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Când a venit testul pentru cele două case? Când era soare afară și frumos și liniște? Nu, ci atunci când a venit furtuna. Furtuna este cea care va pune la încercare temelia. Și atunci se va vedea diferența dintre stâncă și nisip, dintre Iisus și orice altceva. Când vine furtuna, nu contează nici lustrele scumpe, poate cu diamante, nici ferestrele mari, nici țigla de calitate, ci doar temelia. Pentru că dacă temelia nu e bună, toate aceste lucruri nu au nicio valoare. Dacă în schimb temelia este bună, toate aceste accesorii fac sens, deoarece casa va rămâne în picioare.
Și această furtună poate însemna diverse traume, probleme de sănătate, probleme financiare sau profesionale, chiar probleme de relație. Dar ultima furtună care va veni va fi în ziua judecății. De aceea este bine ca să-ți testezi fundația vieții acum, astăzi. Fundația vieții nu se construiește în timpul furtunii, ci se construiește când e liniște, când e vreme bună. Din păcate sunt mulți care, atunci când vine furtuna, își dau seama că temelia lor e pe nisip și încearcă atunci să-și construiască o fundație solidă. Acum, astăzi, este cel mai bun timp să-ți construiești o fundație așa cum trebuie. Cum arată o fundație solidă? Versetul 24. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Așa cum spuneam mai devreme, să auzi și să știi nu este suficient. Uite ce spune Iisus într-o altă împrejurare, în Ioan, capitolul 13, cu versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi că le știți. Așa scrie? Nu, ci dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Versiunea actualizată scrie, sunteți niște oameni fericiți dacă le puneți în practică. Eu nu cred că cel ce a zidit pe nisip și a zis, am hotărât să construiesc cea mai rea casă care să se dărâme cu prima ocazie. Nu, cu siguranță că el a vrut ca acea casă să rămână în picioare, dar din păcate nu a făcut ceea ce a trebuit. Asta se întâmplă dacă doar venim la biserică să ascultăm și acel cuvânt auzit nu ajunge să aducă rod pentru că nu îl punem în practică, nu îl lăsăm să devină realitate în viața noastră. Încheie aici gândul și îndemnul pentru fiecare dintre noi să ne testăm fundația, să vedem dacă Iisus Hristos este temelia noastră și dacă nu este, astăzi, pe timp de pace, ai ocazia să pui o fundație nouă pe care apoi să poți construi cu siguranța că ceea ce vei construi va rezista. Fiți binecuvântați! Ați ascultat Gândul de dimineață, devoțional audio oferit zilnic de Biserica Betania Dublin. Dacă v-a fost de folos și pentru a accesa mai multe resurse, vă așteptăm să ne vizitați pe platformele online. Dumnezeu să vă binecuvinteze!